Desfășurare impresionantă de forțe în cadrul campaniei Alege Libertatea, ce cuprinde activități de prevenție în rândul tinerilor. S-au implicat și se implică în mod constant polițiști din cadrul structurilor de siguranță școlară, prevenirea criminalității, antidrog, rutieră, ordine publică, investigații criminale cu sprijinul jandarmilor, scopul fiind responsabilizarea minorilor în vederea adoptării unei conduite conforme cu regulile și normele acceptate și impuse de societate. Zilele trecute, campania de prevenire a fenomenului de absenteism, a traficului și consumului de droguri și a infracțiunilor comise cu violența asupra minorilor a ajuns la școlile din zona Hateg. Peste 350 de elevi au participat la adevărate lecții privind răspunderea penală, legislația rutieră, dar și la o prezentare de tehnică aflată în dotarea poliției și informații referitoare la oferta educațională a instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, elevii au participat la o aplicație interactivă folosind ochelari care simulează efectele consumului de alcool și de droguri, dar și starea de intoxicare induse de acestea în scopul conștientizării unei părți a efectelor negative ale acestor substanțe în privința capacității de orientare și reacție în spațiu. Absenteismul se află și el în atenția forțelor de ordine, întrucât poate fi asociat cu implicarea adolescenților în activități infracționale, consum de tutun, alcool sau droguri, precum și cu creșterea pericolului de victimizare al acestora. De la începutul anului școlar, în județul Hunedoara au fost depistați absentând de la orele de curs peste 170 de elevi, pentru care se pare că școala este în parcuri, pe terase sau în baruri.